Salutare, dragii mei! Eu sunt Denisa și bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru că suntem pe final de 2020, m-am gândit să văd cum intră oamenii în 2021 și care sunt așteptările acestora. Pentru cele mai bune răspunsuri, rămâneți cu ochii pe noi! Bună ziua! Aveți o secundă la dispoziție? Da. Cum vă numiți? Cici Florin. Domnul Cici, cum credeți că va arăta anul 2021? Per ansamblu, nu... Mai rău decât ăsta, din punct de vedere sanitar, ce s-a întâmplat cu COVID-ul și va interveni situația economică foarte gravă va fi pentru toată planeta, numai pentru noi. Deci acest virus va ține cam 2 ani de zile și după aia, cu vaccin, cu fără vaccin, va dispărea. Am înțeles, deci nu credeți că o să se stopeze situația? Nu, cu vaccinul nu. Pentru că ei spun că au scos vaccinul ăsta acum, dar ăla deocamdată este în testare ca să-l pună în funcțiune după 7-8 luni de zile. Înțelegeți? Nu. Vă mulțumesc pentru răspuns. O zi bună să aveți. Da, bună ziua. Cum vă numiți? Cătălin. Domnul Cătălin, având în vedere că ne apropiem cu pași repede spre sfârșitul anului, cum credeți că va arăta din punctul nostru de vedere 2021? Eu cred că va fi un an mai frumos decât a fost 2020, pentru că există premisele sfârșitului perioadei ăsteia nu foarte fericită. Eu știu, s-a schimbat și conducerea în America, sunt mai multe. Să înțeleg că intrați în 2021 cu un spirit optimist. Mult mai optimist, da, decât am intrat în 2020. Felicitări, mă bucur să aud aceste lucruri. O zi frumoasă să aveți, mulțumesc pentru răspuns. O zi bună. Cum vă numiți? Claudia. Teodora. Claudia și Teodora, cum credeți că va arăta 2021? Mai bine. Mai bine, anul. Sperăm. Sunteți optimiste, să înțeleg. Da. Am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns. O zi frumoasă. La fel. Cum vă numiți? Octavian. Domnul Octavian, fiindcă suntem aproape de sfârșitul anului, vreau să vă întreb cum credeți că va arăta 2021? Nu știu, sper să fie mai bine decât 2020. Sunteți optimist, înțeleg. Bineînțeles. Și ce schimbări credeți că se vor face? Na, nu știu ce schimbări vor fi. N-am de unde să știu. Dar sperați că o să fie mai bine. Bineînțeles, tot sperăm la mai bine. Mulțumesc pentru răspuns. O zi frumoasă. 2021 va arăta foarte frumos. Foarte frumos. România e floare mare. PSD e floare tare. Rămâne vecea vărul meu, primar. Și credeți că se vor face schimbări în bine? Da. Da? Da, rămâne puterea. Aurul aici în România. Am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns. O zi frumoasă să aveți. Mulțumesc mult, domnule, numai bine, sănătate. Vreau să vă pun doar o întrebare. Să mi-o puneți ca întrebare? Cum credeți că va arăta 2021? Din ce perspectivă? Având în vedere că a fost nebunia cu pandemia și am fost restricționați de la multe lucruri, cum credeți că va fi 2021? Păi de-abia s-au învățat. A început să le placă. Deci nu credeți că o să ne revenim prea curând? Păi nu e vorba de reveni, că noi ne-am revenit. Dar s-au învățat să aibă putere asupra populației civile, ce și-au dorit de mult, ce și-ar dori oricine treaba asta. De-abia s-au învățat, de-abia au prins gustul puterii. Asta au vrut să vadă cât ține, în ce măsură pot controla populația civilă. Întotdeauna și-au dorit. Ce faci când ajungi la putere? Cauți să o menții. Clamezi democrația până ajungi la putere. Și când ajungi la putere, ce faci? Uiți de democrație, puterea planetară, la nivel planetar. Primul lucru pe care îl faci, să uiți de ea. Să înțeleg că nu sunteți optimist pentru ceea ce să vină în anul următor. În principiu, sunt optimist ca om așa. De principiu, dar a fi optimist nu ține, e vorba de realism. Vă mulțumesc din suflet pentru răspuns. Aveți o zi frumoasă. Plăcere. La revedere. Bună ziua, aveți o secundă la dispoziție? Bună ziua. Cum vă numiți? Oprea Ionela, de ce? Doamna Ionela, având în vedere că ne apropiem de sfârșitul anului 2020, vreau să vă întreb cum credeți că va arăta 2021? Sper că mai bun ca 2020. Să înțeleg că sunteți optimistă. Eu așa sper. Mulțumesc pentru răspuns, o zi frumoasă. Cum credeți că va arăta anul 2021? Dacă nu se termină cu pandemia, dezastru. Deci să înțeleg că nu sunteți optimist în ceea ce privește anul viitor. Depinde cine are de gând să conducă. Mulțumesc pentru răspuns, o zi frumoasă. Bună ziua, aveți o secundă la dispoziție? Sigur. Cum vă numiți? Cristi. Domnul Cristi, pentru că suntem pe final de 2020, cum credeți că va arăta anul 2021?
Sper că mult mai bun decât cel precedent și să fie fără această pandemie. Ne dorim cu toții să scăpăm. Am primit foarte multe răspunsuri că sper să fim mai încrezători, că speranța mare ultima, să înțeleg. Da. Mulțumesc pentru răspuns, o zi frumoasă. La fel, la revedere. Pentru că suntem pe sfârșit de an, vreau să vă întreb cum credeți că va arăta anul 2021? Eu sper că va fi oricum mult mai bine, nu? Dacă ne pierdem speranța, nu e deloc ok. Umanitatea dintotdeauna a fost, sau omenirea întotdeauna a fost plină de speranță. Dacă nu ar fi speranță, unde am ajunge? Eu sper că 2021 va fi un an mai bun și trebuie să mergem înainte. Mulțumesc din suflet pentru răspuns. Iar dumneavoastră, cum credeți că va fi 2021? Va fi mai bun? Să fie mai bun. Vârste, adică cum gândești? Da, noi zicem să fie mai bun, să trăim și noi mai mult, că suntem mai în vârstă. Dar Dumnezeu ce vrea cu noi. Că fără Dumnezeu și fără credință nu putem să realizăm nimic în viață. Cum vă numiți? Sorin. Domnul Sorin, pentru că suntem pe sfârșit de an, cum credeți că va arăta anul 2021? Mai bun, mai rău, nu se știe. Probabil mai bun. Deci noastră sunteți optimist? Eu, da. Vă mulțumesc pentru răspuns, o zi frumoasă aveți. Mulțumesc, la fel. Ionuț, pentru că suntem pe final de an, vreau să îmi spui din punctul tău de vedere cum va arăta 2021. Din păcate, pandemie tot anul, mască tot anul, un vaccin prin noiembrie și vacanțe cam prin România sau pe la Bulgari. Greci, maxim. Deci nu crezi că o să se schimbe situația actuală? Sigur, nu se va schimba. Mulțumesc pentru răspuns, o zi frumoasă! Așadar, după cum ați putut observa, oamenii sunt foarte optimiști și cred că anul 2021 va fi unul foarte bun. Până data viitoare, eu vă urez sărbători fericite și un an nou fericit!